înainte de a-i oferi domnului Eugen Andreanu o diplomă de excelență pentru activitatea desfășurată în cadrul ALO. Corect. Mulțumesc. Ce fria poveste. Mulțumesc foarte mult, mă onorează această... Văd că lucrurile merg bine în ceea ce mă privește în această organizație. Mă bucur foarte mult că am ocazia să pun umărul la structurarea temeinică a acestei organizații și mai mult decât atât să pot pune în valoare ceea ce cunosc eu în domeniul media, al televiziunii, al presei, pentru a sprijini toți membrii și implicit ca asociația noastră, ca această organizație să facă lucruri deosebite. Încă o dată spun că am făcut încă puțin, veți vedea pe parcursul timpului că voi veni cu foarte multe lucruri. De obicei nevastă mea spune, ție dacă ți se dă o idee, tu o multiplici de mai multe ori. Zic că nu e un defect, cred că e o calitate și mă bucur că domnul Rusu a apelat la mine și ține foarte aproape. Mă bucur că domnul Vicul, pe care îl cunosc de foarte mult timp, este împreună cu noi aici și având și o experiență în domeniul, este un om de la care putem învăța foarte multe lucruri. Mă bucur că avem colegi noi, mă bucur că avem membri de bună calitate în această asociație. Vorba lungă, sărăcea omului, mulțumesc foarte mult și multă putere de muncă și dumneavoastră. Ca să se observe că i-am pus emblema pentru activitatea domniei sale, deci și microfoanele. I-am zis, pentru promovarea și mediatizarea activităților organizației în domeniul mass media, radio și televiziune. Mulțumesc încă o dată. S-o puneți la loc de cinci. Cu stimă, domnule. A doua diplomă pentru domnul